Cei doi adolescenți au pătruns marți în incinta școlii Ionjala din Constanța și au pulverizat spre iritant lacrimogen pe hol, după care au dat bir cu fugiții. Două elevi au tras o sperietură, soră cu moartă, și au făcut atac de panică, acestea având nevoie de asistență medicală de specialitate. Directorul unității de învățământ a scos elevii din școală, după care a sunat la 112. Oamenii legii au depistat în scurt timp pe făptași, vorbind despre doi foști elevi ai școlii care acum învață, unul la liceul energetic și altul la liceul de telecomunicații. Fapta minorilor i-a luat prin surprindere pe directorii celor două unități de învățământ. Cel puțin directoarea liceului energetic spune că elevul nu a mai avut astfel de probleme. Au fost însă convocate Consiliul Profesoral și cel al elevilor pentru a se hotărâ sancțiunea care o va primi. Cel mai probabil acesta va avea nota scăzută la purtare cu mai mult de 3 puncte. Dirigintea n-a fost astăzi, mâine fac Consiliul Profesoral să discutăm cazul elevului. Este clasa a 10-a, nu poate fi exmatriculat, doamnă, pentru că în învățământul obligatoriu nu se pot exmatricula. Altele sunt sancțiunile pentru elevii din clasele 9 și a 10-a. De la nota la purtare, mutare disciplinară în altă clasă, eliminare 2-3 zile, depinde, da? Iar hotărârea va fi supusă atenție și Consiliului Elevilor. Dacă era un copil problemă, poate înțelegeam, dar când nu... Deci cel mai sigur va avea nota scăzută la purtare? De obicei aceasta, da. 2 puncte, 3 puncte, dumneavoastră... 2-3 puncte, cel puțin. 3 puncte cel puțin, adică vorbim de la 7 maxim. De mult, școala nu mai este un loc sigur pentru elevi. Incidentele din unitățile de învățământ constanțene sunt tot mai numeroase și capătă forme dintre cele mai surprinzătoare.